Concurentii rămași de ISE de dimineață se bucură de performanțele lor, au mari emoții că au ajuns până în semifinală la Survivor România. Patru membri Taino se felicită între ei că au ajuns să se bucure că fac parte din marea competiție Survivor. Însă în sufletul lor a fost cu părere de rău că a fost eliminată Carmen și spun că a rămas un gol imens în suflet că a plecat. Și Ciomag este surprinsă de faptul că a ajuns în ultimii 5 în acest concurs. Este un vis care a devenit realitate. Dan Ursa spune că pentru el cele 5 luni de Survivor au fost foarte grele, nu ar mai putea rezista să stea încă 2 luni. Ultima săptămână pe care o petrecem pe traseul din Dominicană. Domnul Dan anunță că mai sunt 4 membri Taino care sunt felicitați că au ajuns până în săptămâna finalei. Crișan, Dan Ursa, Ciomag și Carmen. Ce se va întâmpla în această săptămână are dinamica locului în care ați ajuns, veți avea joc de imunitate, dar și eliminare. Însă unul singur va purta colanul de imunitate, iar acela va fi salvat. Ceilalți merg în consiliu, unde vom vedea voturile publicului în direct și cine va pleca acasă. De data aceasta suntem live la semifinala Survivor România. Doar de voi depinde evoluția traseului de astăzi un colan un singur învingător. Vom avea o fază de calificare. Veți face fiecare traseu singuri, însă după timpul cel mai bun ne vom ghida. Cel mai bun timp este numărul 1 și stă pe bară și așteaptă. Și vor lupta cu timp. Făcuți al doilea și al cincilea. Apoi al doilea și al patrulea. După jocul de imunitate doar unul singur va purta colanul. Iar acela este Dan Ursa. Iar ceilalți 4 merg în consiliu, la votul publicului live. Vom consulta votul. Câștigător este astăzi Dan Ursa, iar ceilalți merg la nominalizare. Cel mai important colan de până acum. Bună ziua, spune domnul Dan pentru ultima săptămână din Survivor România. 2023. Mai sunt 4 concurenți. Bine ați venit! În consiliu avem un purtător de colan, iar în premieră este că ceilalți 3. Dan Ursa, Ciomag și Carmen. Sunteți în pericol de eliminare. În această seară, unul dintre voi va pleca acasă. În această seară votul general va fi live pentru a salva 2 din cei 4. Iar unul mergând acasă întrunind cel mai mic număr de voturi. Ciomag spune că se simte mândră de tot ce a trăit la Survivor România. Dan Ursa are colanul și stă liniștit de data aceasta. Publicul a venit indirect cu voturi pentru membrii Taino și le mulțumim pentru voturile dăruite concurenților Survivor. Iar în această seară, dintre cei 4 aflați în pericol de eliminare, Crișan, Carmen și Ciomag, pe baza voturilor exprimate de public, unul dintre voi părăsește competiția. Iar acel concurent pentru care toată suita de emoții, joc, consilii, camp, riort, concurent pentru care această competiție se termină, concurentul care își ia adio de la acest consiliu tribal, este parea mea de comentator este că pleacă Carmen. Dar sper să mai înșel. Voi cine cerdeți că va pleca acasă? Pentru tine Survivor România se oprește în această seară de consiliu. Ce lași în urmă? Mă bucur că scap de emoții. Mai este foarte puțin, las în urmă multe lucruri și amintiri frumoase. Aș mai sta până în marea finală. Dar ASEA a fost să fie. Și mă bucur că am ajuns până aici. Mai am dorit să ajung la Survivor. Și uite că am ajuns. Și mă bucur pentru că am fost la Survivor. Toții sunteți norocoși. Ai luptat cu toate armele. Ați luptat pentru parcursul Survivor. Își dorea să se vadă pe ultimele 2 scaune la Survivor România. Succes pe mai departe, îi spune Dan Pavel. Poartă mesajul acesta pe mai departe, aprinde torța oriunde vei umbla. Drum beume! Dan Ursa, Alexandra Ciomag, Andrei Crișan. Voi 3 sunteți calificați în marea finală a Survivor România 2023. 5 sunt în semifinala Survivor România. Jocul de imunitate este aici. Este ultima săptămână, cine câștigă astăzi, venim cu informații în avans, lasă un like la acest video și abonează-te, mulțumesc! În fiecare zi va fi joc, dar și eliminare. Eliminări în fiecare zi la Survivor România. Doar unul se va salva, cel cu colan de imunitate, ceilalți vor merge direct la eliminare în consiliu. Se va începe cu o calificare, fiecare ca face traseul singur, așadar cel mai bun timp adus va fi numărul 1, iar acesta va sta pe bară și va aștepta. Iar timpul 2 cu 5 se vor lupta, urmați de al 3-lea timp și al 4-lea care se va lupta. Pe traseul de astăzi concurenții vor pleca de la înălțime și se vor arunca pe tobogan direct în piscină cu apă.
vor fugi pe traseu cu nisip dominican. Vor fi obstacole de sărit, tunel de mers în patru labe. Urmează câteva bârne obstacole sărite. Urmează un perete de escaladat, urmează un tunel pe care vor intra și se va rabata în cealaltă parte. Mai vine un obstacol și aici este proba de final. La proba finală este o masă de 7 metri jumate. Masa dispune de două coșuri, concurenții vor arunca săculețul în coș, coșul se va rabata și după ce vor rabata prin aruncare cu săculeți în ambele coșuri, tijele coșurilor vor sări și va crea cale liberă să poată arunca concurenții cu bile pe masă. Înainte de asta va trebui ca concurenții să tragă cu o cutie pe scripeți dreptunghiulară pe masă. Două bile băgate securizează viața concurentului. Start joc de imunitate al semifinalei Survivor România. Urmăriți clipurile noastre și lăsați un like. Venim cu informații în avans din Consiliu și de pe traseu. Grebenișan pe traseu. Grebenișan ridică ambele tije. Grebenișan rulează cele două bile în coș. Grebenișan termină runda în 2 minute și 48 de secunde și 51 de sutimi. Dan pe traseu. Dan ridică ambele tije. Dan rulează cele două bile în coș. Dan termină runda în 2 minute și 13 secunde și 33 de sutimi. Ciomag pe traseu. Ciomag ridică ambele tije. Ciomag rulează cele două bile în coș. Ciomag termină runda în 3 minute și 4 secunde și 72 de sutimi. Crișan pe traseu. Crișan ridică ambele tije. Crișan rulează cele două bile în coș. Crișan termină runda în 2 minute și 1 secundă și 52 de sutimi. Porcolab pe traseu. Porcolab ridică ambele tije. Porcolab rulează cele două bile în coș. Porcolab termină runda în 2 minute și 21 secunde și 24 de sutimi. Crișan este pe locul 1 cu 2 minute și 1 secundă și 52 de sutimi. Dan este pe locul 2 cu 2 minute și 13 secunde și 33 de sutimi. Porcolab este pe locul 3 cu 2 minute și 21 secunde și 24 de sutimi. Grebenișan este pe locul 4 cu 2 minute și 48 de secunde și 51 de sutimi. Ciomag este pe locul 5 cu 3 minute și 4 secunde și 72 de sutimi. Ciomag va lupta cu Dan Ursa. Grebenișan va lupta cu Porcolab. Crișan stă pe tușă, este cel mai bun. Dan și Ciomag traseu. Dan Ursa ajunge înainte la final. Dan ridică ambele tije. Ciomag ambele tije. Ciomag rulează cele două bile în coș. Ciomag câștigă această rundă. Ciomag are 3 vieți. Dan mai are 2 vieți. Grebenișan și Porcolab traseu. Grebenișan ajunge înainte la final. Grebenișan ridică ambele tije. Porcolab ridică ambele tije. Grebenișan rulează cele două bile în coș. Porcolab rulează o bilă în coș. Grebenișan câștigă această rundă. Grebenișan are 3 vieți. Porcolab mai are 2 vieți. Dan are 2 vieți. Ciomag are 3 vieți. Grebenișan are 3 vieți. Porcolab are 2 vieți. Crișan și Grebenișan traseu. Crișan ajunge înainte la final. Crișan ridică ambele tije. Grebenișan ridică o tijă. Crișan rulează cele două bile în coș. Crișan câștigă această rundă. Crișan are 3 vieți. Grebenișan mai are 2 vieți. Porcolab și Ciomag traseu. Ciomag ajunge înainte la final. Porcolab ridică ambele tije. Ciomag ridică ambele tije. Ciomag rulează cele două bile în coș. Porcolab rulează o bilă în coș. Ciomag câștigă această rundă. Ciomag are 3 vieți. Porcolab mai are o viață. Dan are 2 vieți. Ciomag are 3 vieți. Crișan are 3 vieți. Grebenișan are 2 vieți. Porcolab are o viață. Dan și Crișan traseu. Crișan ajunge înainte la final. Crișan ridică ambele tije. Dan ridică ambele tije. Crișan rulează cele două bile în coș. Dan rulează o bilă în coș. Crișan câștigă această rundă. Crișan are 3 vieți. Dan mai are o viață. Ciomag și Grebenișan traseu. Grebenișan ajunge înainte la final. Grebenișan ridică ambele tije. Ciomag ridică ambele tije. Ciomag rulează cele două bile în coș. Ciomag câștigă această rundă. Ciomag are 3 vieți. Grebenișan mai are o viață. Dan mai are o viață. Ciomag are 3 vieți. Crișan are 3 vieți. Grebenișan mai are o viață. Porcolab mai are o viață. Porcolab și Dan traseu.
Dan ajunge înainte la final. Dan ridică ambele tije. Porcolab ridică ambele tije. Dan rulează cele două bile în coș. Porcolab rulează o bilă în coș. Dan câștigă această rundă. Dan mai are o viață. Porcolab este eliminată și pierde șansa de la imunitate. Krishan și Ciomag pe traseu.